Bun găsit, dragi prieteni, știm cu toții că ce este în exces este rău. Și dacă ne referim la alimentație, este cu atât mai adevărat. Vorbim despre alimente care, consumate în cantități moderate, mă refer aici la fructe și legume, sunt foarte sănătoase, dar având în vedere conținutul de zahăr destul de ridicat din fructe, nu este recomandat să mănânci un kilogram de mere odată, chiar dacă ele sunt de cea mai bună calitate și sunt românești și nu au nici foarte mult zahăr. La fel se întâmplă și legat de struguri sau nu mai vorbim despre alimentele mai puțin sănătoase. Este recomandat să mănânci carne, spre exemplu, o dată de două ori pe săptămână. Sigur, în funcție de organismul fiecăruia, noi în România ne-am obișnuit ca dimineața la prânz și seara să avem măcar o mică bucățică de carne în fiecare dintre cele trei mese principale ale zilei, ce să mai vorbim despre gustări. Și așa ne învățăm și copiii, după care realizăm că nu este sănătos și ei cresc și păstrează acest obicei și pot să aibă diferite probleme. Da, important este să ținem cont de faptul că orice în exces este rău, și prea mult sport, și prea multă mâncare, și prea multe fructe, și prea multe legume, și nu mai vorbim despre lucrurile care oricum sunt negative și în cantități mici. În același timp, nu trebuie să exagerăm și să ajungem la extrema cealaltă, nu trebuie să eliminăm lucrurile negative din viața noastră. Dom'le, dacă știi că la un moment dat, pur și simplu, ți-e foarte, foarte poftă de o prăjitură, o mănânci, asta e. Important este să nu mănânci 2-3 prăjituri în fiecare zi. Important este să ținem cont de moderație și de echilibru și asta o știm cu toții mai bine noi înșine, în funcție de organismul nostru. Vă pup, dragii mei, dragile mele, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.